Și sunt în vigoare alertele, fenomene meteo severe, ger, ceață și polei. Expertul meteorolog Oana Pădularu se află deja în studio cu datele refăcute pentru fiecare zonă a țării. Bună dimineața, Oana! Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Nu pot să spun că vin cu vești foarte bune, pentru că în momentul de față, așa cum spuneai și tu, sunt alerte de la meteorologi și anume pentru fenomene meteo periculoase imediate, cod galben, în primul rând de ceață și vizibilitate scăzută în partea de sud a țării, în aproape toată zona Munteniei, unde ne așteptăm și în orele următoare ca vizibilitatea să fie scăzută local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar cel mai important, având în vedere că este și burniță și destul de multă umezeală, pe carosabil se poate forma ghețuș, atenție sporită pe drumurile din partea de sud a țării, dar mai ales din zona Munteniei, pentru că aici există un pericol foarte mare. Astfel de manifestări, dar pe arii mai restrânse, sunt și în partea centrală a țării, județele Covasna, Harghita și Brașov. În aceste zone, la fel, vizibilitate scăzută din cauza ceții și condiții de producere a ghețușului, iar în restul teritoriului, în special în partea de vest, ne așteptăm la precipitații mixte care pot depune polei tot pe carosabil. Deci vorbim de o primă parte a zilei, cel puțin, cu risc de ghețuș și polei pe mai multe drumuri din țară. Atenție sporită, pentru că există pericol de accidente. Iar în ceea ce privește regimul termic, pe parcursul zilei de astăzi, încă temperaturile se mențin destul de scăzute în mare parte din țară, mai ales în zonele cu ceață persistentă. Mă refer la partea de sud a țării, unde se vor înregistra cele mai scăzute valori de temperatură, dar pe arii restrânse. De asemenea, și în zonele de presionare, unde vor porni de la minus 5 grade. Vor fi însă și temperaturi pozitive astăzi în zona țării noastre, 7 grade în partea de vest a țării, dar și prin zona Moldovei, unde ne bucurăm de, putem să spunem, de o vreme ceva mai bună. În zilele următoare vor fi alternanțe termice. Deocamdată tendința este ca valorile să crească ușor și treptat și cel puțin pe parcursul zilelor să ajungem din nou în mare parte din țară cu temperaturi pozitive. Noaptea însă minimele termice vor fi negative în partea nordică centrală a țării, unde se vor înregistra valori și spre limite de ger, însă în zilele sfârșitului de săptămână ne așteptăm din nou la o scădere a valorilor termice, pentru că așa cum se poate observa și pe hărțile probabile, pătrunde din nou o masă de aer mai rece dinspre partea de est-nord-est a continentului, care va determina această scădere a valorilor termice. Precipitațiile astăzi vor fi din ce în ce mai puține și ne așteptăm ca acestea să fie mixte în partea de vest a teritoriului, sub formă de ninsoare la munte, dar pe arii restrânse și slabe cantitativ, și predominant ninsori în partea nordică, centrală și estică a teritoriului. În sud, în continuare, va fi burniță, așa cum am menționat anterior, iar în zilele următoare ne așteptăm ca ponderea precipitațiilor mixte de această dată, ploaie, lapoviță și ninsoare, pentru că și valorile termice mai cresc, să fie mai ales în regiunile intracarpatice, adică în Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania și în zonele montane aferente.